Bună seara! Mă numesc Pavel Aurelu și sunt președintele organizației PSD Mogoșoaia. Ne bucurăm că sunteți într-un număr atât de mare astăzi la lansarea candidatului nostru. Înainte de a începe și a face prezentările de rigoare, v-aș ruga să ascultăm imnul național. Actualmente consilier local.
În calitate de consilier local, am activat în interesul comunității, făcând opoziție față de actuala administrație PNL, care administrație a fost una păguboasă și care s-a bazat pe nerespectarea legii. Eu am fost o prezență extrem de vocală în timpul ședințelor de Consiliu, fiind educat, crescut, să nu accept niciun fel de derapaj de la lege. Începând în 2017, împreună cu cetățenii proprietari de terenuri, care s-au alăturat de ministrului meu, am pus lupte aprige în instanță, unde am reușit să anulăm hotărâri de Consiliu ilegale privind expropiere. Și nu au fost puține. Mogoșoaia are nevoie de schimbare pentru a reveni la actul administrativ legal doar în interesul cetățenilor pentru a putea moderniza prin absorția de fonduri europene. În calitate de președinte PSD Mogoșoaia, împreună cu toată organizația, îl sprijinim pe domnul Mihai Călădulescu, alternativa noastră a tuturor pentru Mogoșoaia. Și vă îndemn și pe dumneavoastră, locuitori ai acestei comune, să-l votați la funcția de primar și totodată să votați și lista de consilieri locali pe data de 9 iunie. Toți candidații la Consiliul Local propuși de PSD Mogoșoaia sunt oameni integri cu principii ce provin din mai multe domenii de activitate profesională, dar uniți prin dorința de mai bine pentru comună. Înainte să dau cuvântul domnului viitor primar, Mihai Rădulescu, vă doresc ca în săptămâna mare, săptămâna patimii în care ne aflăm, să fiți binecuvântați cu liniște sufletească, bunătate, răbdare, să fim iertați, să iertăm și să fim îngăduitori. Dumnezeu să ne ajute. Paște fericit tuturor! Mulțumesc, bună seara! Am cerut de am puțin emoții, dar nu e bine. Excelențele voastre, doamnelor, domnilor, dragi cetățeni, stimați invitați, permiteți-mi să vă prezint, să mă prezint, o să fac o vorbire în câteva cuvinte despre persoana mea. Am scris ca să nu uit ce am făcut în viață. Mă numesc Mihai Rădulescu, sunt căsătorit de 44 de ani, am doi fii în vârstă de 40 și 35 de ani, ambii cu studii superioare și cu afaceri private. Eu, ca absolvent al Facultății de Horticultură a Institutului Agronom Nicolae Dorcescu București, al Facultății de Inginerie Economică în Agricultură, Master în Management, Marketing și Dezvoltare Rurală, doctorat în Genetica Speciilor Comicole, vreau să fac prezentarea ideii de ce am ales, așa pe ultima astfel de metri, să candidez la funcția de primar în comuna Mogoșoaia. În cariera mea profesională am îndeplinit funcții de conducere în calitate de director economic la Asociația Comicolă Mugurele Prahova, director general la Direcția Agricolă a județului Ilfo, Direcția Generală pentru Agricultură Ilfo, președinte la Societatea Agricolă Buftea și în prezent sunt administratorul unei societăți în județul Prahova care are activitate exploatarea resurse minerale. Lucrez din anul 1975, în prezent sunt și tânăr pensionar. Vreau să vă comunic că eu locuiesc în comuna Mogoșoaia, locuiesc, dar aici am lucrat de foarte multe vreme, de 17 ani, pe strada Marta Mindescu. Cunosc foarte bine problemele cu care ne confruntăm noi, cetățenii comunei Mogoșoaia. Cunosc și mă cunosc mulți locuitori. Unii dintre ei au lucrat împreună cu mine sau mi-au fost salariați. Lucrez în zona Mogoșoaia, Chitila, Buftea, de 37 de ani. Sunt implicat în politică din anul 1990 până în 1997 în Partidul Democrat Agrar din România, unde am fost și membru fondator, iar din 1998 până în prezent, membru PSD.
al Partidului Social Democrat. Am hotărât să candidez la primăria Mogoșoaia, întrucât până acum, în cei 17 ani, am tot sperat că imaginea comunei Mogoșoaia se va schimba în bine. Fără noroaie, fără vidange, circulația rutieră reglementată. Nu pot să cred ce văd, că Mogoșoaia este după 35 de ani de democrație și 20 de ani de administrare a Partidului Național Liberal, pe locurile podașe ale județului Ilfov la investiții în învățământ, sport, social, sănătate, infrastructură și multe altele. Ce m-a determinat să candidez la funcția de primar este faptul că eu, fiind ancorat în lumea politică, am aflat că viitorul comunei, stabilit de anume cercuri de interese, este sumbru. Tot ce se va face va fi pentru grupul de interese al administrației prezente de 20 de ani, a pupilelor, a rudelor, prietenilor, iar pentru comună doar strimituri. Comuna Mogoșoaia nu are nevoie în continuare de experimente eșuate făcute de persoane care promit și încearcă pe banii comunei. Echipa mea și cu mine avem experiență și realizarea în viață, lucruri care se văd și se știu. Este normal să doriți drumuri civilizate, fără blocaje în trafic, care ne mănâncă zi de zi timpul și nervii. Trebuie să ajungem fiecare dintre noi relaxați, cu zâmbetul pe față, la lucru sau acasă. Timpul prețios pierdut în trafic trebuie să-l petrecem cu familia și prietenii. Știu că vă doriți și vreți comunicare, colaborare și respect din partea conducerii primăriei Mogoșoaia. În timpul mandatului nostru, primăria Mogoșoaia va fi a cetățenilor. Nu va fi doar o instituție cu oși cruși blocate, funcționari indolenți, nepăsători și aroganți la prezența cetățenilor în instituție, ceea ce se întâmplă sau s-a întâmplat. Bunăvoința, dragostea față de oameni, dorința de a trăi bine în condiția ancorată la prezent, sunt deziderate ale echipei Partidului Social Democrat Mogoșoaia. Proiecte pe care noi le propunem în perioada 2024-2028, în educația, construirea unor școli și grădinițe în zone noi, livadă și zona FRF, sport, înființarea unei săli de sport polivalente în memoria lui Sandu Stoian, cetățean al comunei Mogoșoaia, primul campion și vicecampion național al clubului Rapid în anii 1990-1993. Refacerea terenului de fotbal lăsat în paragină de actuala administrație. La social, noi ne-am gândit la implementarea unui program de masă caldă pentru preșcolari și școlarii comunei Mogoșoaia și realizarea de locuințe sociale pentru tineri și familii defavorizate, ca avem. La sănătate, construirea unei policlinici dotate cu echipamente performante la standarde europene, care să cuprindă un laborator de analize medicale, ecografii și cert de dializă pentru cetățenii comunei și numai. Alte proiecte, dorim ca rețeaua de apă și canal să revină în administrarea comunei, stoparea risipei banului public, încetarea contractelor de asistență juridică păduboasă, sprijinirea cetățenilor în identificarea unor soluții legale pentru a-și recupera terenurile și stoparea ilegalităților privind sectorul zero. Execuția lucrărilor, ajutoarele de urgență, cele sociale vor fi publicate și actualizate permanent pe site-ul primăriei. Interacțiunea cu locuitorii comunei va fi permanentă și intrarea pe bază de cartelă în primărie va deveni istorie. Înființarea în primărie a unui serviciu specializat pe absorpția de fonduri europene pentru a moderniza comuna, o treabă de esență propusă de noi, și mult mai multe alte investiții. În perioada de campanie, 9 mai, până apropierea alegerilor 9 iunie, discuțiile, interacțiunea și socializarea cu dumneavoastră vor fi prezente în fiecare zi pentru informare,
cunoașterea problemelor mari și mici ce prezintă comunitatea și posibilității rapide de rezolvare a lor. Cu gândurile sincere, din suflet vă urez sărbători pascale fericite, dragoste și împliniri alături de cei dragi. Stimați locuitori ai Comunei Mugoșoaia, fiți uniți, votați schimbarea, susțineți un drum sigur pentru Mugoșoaia. Vă mulțumesc! Aș dori, pentru că sunteți foarte multe persoane, mulțumesc mult de tot că ați venit, sunt încântat, mândru, fericit. Ar vrea să vă spun că în perioada din decembrie 89 și până acum, eu am înființat împreună cu profesorii de la Istoagronomii, sunt membru fondator al fostului Partid Democrat Agrar din România, sunt membru fondator al Asociației Fermierilor din România, care avem aici pe domnul secretar general Cioroianu, membru fondator al Fundației Biotera, Universitatea Biotera, cu profesorul Nicolae Mariu Sălierte, membru fondator al Ligii Producătorilor Agricole din România, președintele executiv al Federației Naționale a Revoluționarilor din decembrie 89. Sunt doar câteva. N-am vrut să vă plictisesc. Mulțumesc mult de tot și cu acceptul noastră aș vrea să vă spun o glumă pe care o știu de pe vremuri, când lucram la aceea pe Chitila și era bariera peste calea ferată, apropo de circulația care se întâmplă acum București, Mogoșoaia, Buftea și nu numai. Un șofer s-a pus să iasă la pensie, după aproape 50 de ani de lucru. Și când i-au calculat oamenii acolo, după orele care erau pe cartelă, pe așa, ce dumneata mai decât 12 ani de muncă. Unde i-au lucrat 50? Păi da, dar restul ai stat la barieră. Este adevărat lucrul acesta, pentru că cei care au stat acolo, da, mi-aduc aminte multe glume și multe treburi, o să vă mai spun încă una cu bariera asta. Până în 87 lucram cu soția mea, care este tot inginer horticultor, la Chitila, la Rumeni, și așteptam la barieră. Vine cineva, un tractorist din ăsta disperat cu tractorul, pune frâna acolo, trage în față și spune: Doamne, n-ați văzut o balenă, Balena este remorca aceea unde se transportă baloții de paie. Ce, n-ați văzut o balenă? Ce, domnule, este sănătos cu balenă pe aici? Da. Deci, cam astea sunt lucrurile. Eu vă pot spune din dorințele mele și, de fapt, și eu sunt surprins că voi candida la primăria Comunei Mugoșoaia, pentru că acum două săptămâni, jumate, trei în urmă, mă gândeam la alte lucruri, pentru toamnă, pentru vacanță, pentru... Eu am activat la sectorul 2, la organizația locală 53, în cadrul organizației sectorului 2, la doamna deputată Rita Nasar. Și dintr-o dată am venit aici și s-au schimbat lucrurile în Mugoșoaia. Sper, cu gândurile bune, cu ceea ce puteți dumneavoastră să transmiteți celorlalți concetățeni, cei care n-au putut să vină, au întârziat sau nu au fost, știu eu, așa de bine informați de problemele pe care vrem noi să le dezbatem și de gândurile noastre bune, să le comunicați. Aveți timp destul în perioada asta de Paști, de 1 mai, vă întâlniți, discutați și le spuneți. Noi, într-adevăr, chiar vrem schimbarea. Eu am 68 de ani. Vreau să mă pensionez și eu așa, să stau. Dar nu mă lasă sufletul, conștiința și gândul meu de revoluționar ca să trag pe dreapta și să mă duc la plimbare când în fiecare zi, pe străzile din Mugoșoaia, din Ivale, de aici, în FRF,
vin vidanje, vin sânoroaie, nu poți să ții practic o mașină, dacă te duci și o speli, trebuie să o speli și peste 3 ore. Oricum, dragii mei prieteni, dragii mei frați și surori, că am multe surori și mulți frați aici, cu gânduri și la fratele meu, Adrian Rădulescu. Vreau să facem lucruri bune. E păcat de noi, trebuie să fim în secolul 21. Trebuie să luptăm pentru lucruri bune. Nu se poate, datorită unor grupuri de interese, a unor găști care sunt nu numai din Mogoșoaia, care sunt din județul Ilfov, de la conducerea județului Ilfov și din București, vor să pună una, să pună stăpânire și să facă niște afaceri care nu-i avantajează decât pe ei, iar comuna să oase în mizerie și în degradare. Nu se poate așa ceva. Este exclus. M-am luptat la Revoluție, m-am luptat o viață întreagă în politică și voi lupta. Nu las să se întâmple lucruri murdare în jurul meu. Nu las să fie degradată comuna Mogoșoaia. Încă o dată vă mulțumesc. Dacă dumneavoastră aveți depus întrebări sau dacă aveți de... Da, vă rog. Mă numesc Viorel Bungu. Nu sunt membru PSD și al niciunui partid. Vă iubim. Necondiționat ca cetățean al comunei și ca om. O primă întrebare. Vă rog. Domnul președinte. Considerați că promisiunile din campania electorală reprezintă acte juridice? Da sau nu? Adică, în situația în care nu vă respectați această promisiune pe care ați făcut-o acum, pot să vă dau o judecată pentru înșelăciune în convenții? Da sau nu? Nu. De ce? Nu. Nu pentru că nu știe popa care se promisiune. Nu e popa. Deci, deci omul își propune să facă. Deci încă o dată. În momentul în care mergeți la biserică și jurați că nu vă înșelați nevasta și că vă căsătoriți, poate să vă dea în judecată dacă vă prinde cu una? Soția. Dacă v-ați mers la biserică. Soția, da. Mă poate da în judecată conform codului familiei. Nu vă poate da în judecată, că v-a prins că adulterul nu mai e în codul penal. Nu. Dar... Înțelegi? Nu vă poate, încă o dată, în omul când vine, când vine în campanie. Doamne, și eu când mă duc într-o... De câte ori ați fost de 3. Și de ce ați votat? Pentru că m-a înșelat. V-a despărțit popa sau judecător? M-a despărțit întâi în alt preasfințitul Nicolae. Se face o slujbă la biserică. Deci judecătorul m-a despărțit? Judecătorul oficial, că aveam de învățit niște bani. Deci ascultați-mă puțin. Ce înseamnă? Trebuie să înțelegeți... Oficiat poate să promită orice. Da. Nu răspunde cu nimic în fața alegătorului. Dar încă o dată, democrația înseamnă. Democrația aia pentru care fratele meu și-a pus viața în pericol acum 30 de ani. 99, foarte bine ați spus. Încă o dată, democrația nu înseamnă doar responsabilitatea aceluia care iese în față și zice, mă duc. Să știți că nu e ușor să-ți lași serviciul, să-ți lași familia și să te duci acolo să te luți pentru un salariu de 7.000 de lei. Dacă nu iubești pământul și comunitatea, omul ăla vine și spune, hai să mă sacrific, am trecut și eu prin asta. Dar dacă voi lăsați singur, nu va putea, nu va putea să facă nimic. Încă o dată, un om, o pasăre nu face primăvară, da? Deci ai nevoie, democrația participativă înseamnă ca fiecare dintre voi, dacă credeți în om, nu cu partidul, om, pe domnul Milică l-am cunoscut odată, l-am întâlnit odată, am vorbit despre fratele domniei sale și despre iubirea de pământul ăsta, pe care îl iubește țara noastră. El sună așa, dar când un om
când vorbește despre drapel, țara și inimă, și să o vezeți cu ochii, să știți că omul ăla îl are pe Dumnezeu în el. Și pentru asta eu nu le-am partid. Și cu PSD eu nu am putea niciodată. Am venit cu... Dar iubesc, iubesc, Eu, din câte cunosc omul ăsta, ceea ce și-a propus, o să încearcă să facă. Are loc de veci în Mogoșoia? Poftim? Are loc de veci în Mogoșoia? Eu sper să nu mă arăt opta de zile. Are loc de veci în Mogoșoia? Mergeți să votați Milica și Consiliul lui. Altfel nu va putea să facă absolut nimic. Noi nu poate facă. Înțelegeți? Nu mai vă să se termină. Și încă o dată. Țineți minte, un om care face ceva în această comună, eu știu foarte bine, cam mulți prieteni, și dovadește. Deci, crește valoarea proprietăților voastre. Investiți într-un om care știe să investească, vă crește investiția. E ca și când te duci la o bancă. Doamne, care este... Doamne, cursul ăsta l-a ținut și precum. Cu zona zero. Opriți-vă că nu sunteți candidat. Nu sunt candidat. Eu sunt locuitor al Comunei Mogoșoaia. Lăsați-mă să-l întreb. Domnul Gomu, am putut aminte la treaba. Ne cunoașteți? Știți că nu vorbim decât ce trebuie. Vreau să vă spun ceva. Am luat cunoștință despre toate întrebările dumneavoastră, avem răspuns la ele, la toate, dar înainte de a ne trage la răspundere pentru ceva care noi vrem să facem, întâi trebuie să ne dați șansa de a ajunge acolo și de a ne verifica dacă... Vreau să vă spun niște lucruri. De 20 de ani, omul care păstorește acum comuna a tot promis, nu l-a tras nimeni la nicio răspundere. E problema dumneavoastră, noi sunt de aici, îl tragem la răspundere pe 9 iunie și îi vom trimite acasă. Pentru că el a renunțat să mai candideze dintr-un interes când aș lăsa o ex. Domnul, mă ascultați acum, vorbesc cu dumneavoastră. Lasă-mi cineva să mă ia. Nu s-are nimeni, domnul Gomu. Iar apropo cu membrii de partid, mai mulți am făcut politică. Vreau să vă mai spun ceva. Suntem în săptămâna patimilor. Cu durere de suflet vă spun ceva. De 2-3 zile s-au făcut presiuni, nu vă imaginați ce fel de presiuni, să nu aibă loc această întâlnire. Din multe cerfuri, și politice, și de altă natură, să nu aibă loc această întâlnire. Vi se pare normal ca un singur candidat să aibă PNR pe stâlp? Dumneavoastră credeți că noi nu puteam pune banner pe stâlp? Nu cu dumneavoastră când eram în trecut am avut dreptul să punem banner pe stâlp și curaj. Astăzi toată lumea stă acasă la cutie. Toți vor să pună întrebări, vor să capete răspunsuri, dar nu vor să se implice. De ce? Ne e frică că ne vede Covaci și ne spune, dumneavoastră știți că eu, stând de vorbă cu un vecin de-a nostru, un prieten din copilărie, mergând la un coleg care a avut o intervenție chirurgicală pe inimă de urgență, i s-a montat un stand, am venit la familie să întreb despre el ce face. Vecinul care a văzut mașina de salvare acolo m-a întrebat ce face Mitică, e în sală. Domnilor, întrebați. Și îi spun, zic, băi, am venit, că nu că la maică-sa, că e bolnav, nu la maică-sa, că e în vârstă, la el, că e tânăr, a venit, că a avut o problemă. Și m-a chemat în curte să-i spun despre starea lui din spital. N-am apucat să intru în curte prea bine, că mai eram încă un candidat care erau acolo la un referat în funcția la bicicletă, un candidat la funcția de primar la Comuna Mogoșoaia. Am intrat, i-am informat despre ce știam despre prietenul nostru, a trecut. Un cetățean care de curând a fost angajat în primăria Comunei Mogoșoaia, foarte bine, da? Dar de aici să fii slugarnic și slugoi și a servit, e mare lucru. A spus despre acel cetățean că stă de vorbă cu noi, fiind angajat la salubritate, la alea 4 mașini de care întrebați dumneavoastră domnul Gomu, l-a dat afară de la servicii. Asta este administrarea comunei. O mai doriți așa, așa va rămâne. Dacă dorim cu toții
altceva, vă rugăm frumos să aveți alternative. Salubritatea cât era absolutor. Domnul Omu, eu vă cunosc. Dumneavoastră aveți capacitatea intelectuală, dacă doriți o informație să o găsiți. Intrați pe net, găsiți acolo organigramă. 117 oameni la Comuna Mogoșoaia. 80 pe Ministerul Finanței la Gospodăria Comunală. Sau 82. În 2023 la... Ăsta vede bine? Da. Foarte frumos. În 2023, pe bugetul din 2024, este menționat 98 și 117 sau ceva de genul, nu știu, sunt mai cifra exactă, angajați la salubritate. Sunt două mașini care spală iar trotuarul, una mare, una mică, de pe timpul parc sau de ziua națională, dacă nu e 1 mai. Dumneavoastră știți că astăzi, înainte de această ședință, conferință, lansare, întâlnire între cetățeni care ne cunoaștem și bănuiesc că toți am venit aici din dorința de a face bine comunei. Ne-am trezit cu poliția locală să întrebe dacă acest spațiu are autorizație de funcționare și în ce condiții ne desfășurăm noi aici în evenimentul. Dumneavoastră știți că lor le-au anulat autorizația de funcționare astăzi și sunt cetățeni care s-au dus să închirieze, au evenimente, nunți, botezuri cu metri și nu pot face. Dumneavoastră știți că acum două săptămâni aici a fost nuntă, petrecere sau ce a fost foarte bine. N-a venit nimeni să întrebe dacă au autorizație de construcție. Vi se pare normal domnul Omu? Și apropo de bugetul și de împrumuturi, hotărâre de Consiliu, că de-aia ați revoltat, hotărâre de Consiliu, 60 de milioane de euro, peste o lună o anulăm, împrumutăm 30 de milioane de euro, o anulăm, împrumutăm 20 de milioane de euro, o anulăm, luăm 20 de milioane de euro, îi luăm banii, luăm bani pentru expropiere, îi ținem 3 ani în contul de la dispoziția expropiatului și nu se face plata. Se dau bani înapoi anticipat cu dobânzi și penalități. Cine plătește domnul Bungu? Noi toți, domnule Bungu. Păi noi toți. Și cred că a venit un lucru cu bări și cu asta cred că v-am răspuns și la toate întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Un om care cunoaște, un om care a lucrat în primărie de 35 de ani, nu? Ca și consilier. Domnul Om, dumneavoastră știți că îmi spun domnul Om, vă rog să nu interpretați că e bază. Mă adresez întregii adunări. Vreau să vă spun ceva. Președinte de circumscripție la alegerile pentru circunscripția electorală pentru alegerile locale din 9 iunie, a fost numit, tras la sorți, un domn magistrat sau doamnă, nu știu exact. Întâmplarea a făcut că doamna a identificat niște probleme personale și s-a retras. Dumneavoastră știți cine sunt oamenii ăștia. Sunt oameni care sunt aderă la un corp al electorilor. Da? Magistrați, avocați, juriști și cetățeni cu studii superioare și formamente. Postul a rămas vacant. Eu, de câte cunosc, în momentul când se trage la forță un locuitor pentru președintele de secție, trebuie să anunț cu 48 de ore înainte că va avea loc evenimentul. La circunscripția Mogoșoaia, acest anunț nu există sau nu l-am citit, nu l-am găsit eu. Cineva mi-a spus că n-am fost vigilent. M-am dus înapoi și m-am uitat la vizier, n-am văzut nimic. În acea zi, când doamna a identificat problemele personale sau domnul președinte, a avut loc o tragere la sorți. Tragere la sorți. Și ce credeți dumneavoastră, domnul Gombu? A fost extras la sorți. Da? 100% întâmplare. Un domn avocat se termina să magistrații în țara românească. S-a tras la sorți un avocat, care avocat, cu ani în urmă, în 2017, când am dat în judecată Consiliul Local, să anume hotărârea 109 de expropiere, pentru că Vâlciul cu sectorul 0 a început în 2017, când USR-ul nu exista în comuna asta. Ei au venit, au văzut cine este de partea dreptății Mogoșoaia și s-au afiliat cine. Foarte corect, băieți. Și vreau să, până la momentul în care unul a aderat. Și acum e pe listă la eliberare. Domnul Gombu, de la Mogoșoaia PSD, nu o să vedeți așa ceva.
Cine credeți dumneavoastră că a venit, a fost norocosul beneficiar al extragerii la sorți? Un avocat, care acum este președintele circumscripției, care în 2017 a reprezentat Comuna Bogoșoaia în proces cu mine. Procesul ăla nu s-a terminat. Am întrebat avocații, că domnule, a avut contract, am pierdut la curte, am câștigat la curtea de apel, ca s-a sentințat, s-ar trebui să le trimis la judecare, la judecare la info. Da? Aici s-a murit contractul probabil. A ajuns la mod de la maturitate contract, urmând ca de acum să se facă alt contract. Dumneavoastră știți că omul ăla a luat bani de la primăria Bogoșoaia cu contract de servicii juridice, votate de Consiliul Local, adică de consilierii liberali și de semnat de primar și de viceprimarul acolo, contractele de asistență juridică. E, în condițiile astea, vi se pare moral, nu vorbesc de legalitate sau nu știu ce. Eu sunt candidat, domnul Covaci este candidat, domnul Covaci a votat hotărâri de Consiliu prin care asistența juridică a fost dată unor avocați, unul din avocația mai în urmă, un contract, acum este președinte de circumscripție, domnul Gongu. Cum e, domnul Gongu? Aveți cui să vă plângeți? Cui, domnul Gongu? Dumneavoastră nu ați avut cui să vă plângeți, domnul Gongu? Eu m-am plâns, m-am și ce s-ați rezolvat, domnul Gongu? Eu m-am plâns instituțiilor abilitatea de statului. Am vrut, știi, și am vrut să fac asta. Să vedem un metru de dosare, de instanță, unde am anulat 5, 7, 10, 12, 12 hotărâri de Consiliul Local și mulțumesc pe această cale, doamnei avocat, Maxim Sofiana. Domnul Bongu, când spun domnul Bongu, spun Mogoșoaia. Mogoșoaia, dacă nu auziți ce am spus eu acum, o să fie vai de capul nostru la toți locuitorii ăștia din tot satul ăsta. E comună satul Mogoșoaia. Un singur sat, o singură comună. Deci nu este în regulă. Am ajuns să trăim în teroare, să ne fie frică să vorbim unii cu alții, că ne aude domnul Covaci. Vi se pare normal să mergeți la biserică, domnul Bongu, și sunt persoane care merg la biserică sâmbătă de sâmbătă, duminică de duminică. Eu le cunosc și le văd. Și sunt date la o parte de acolo să se așeze două scaune în care să scrie rezervat. Când viu, e problema fiecăruia de credință și când se duce la biserică. Dar nu te duci la biserică doar să fii pe scenă să calci cu vorul roșu. Îmi scrisesem câteva vorbe pentru că vă tot urmăresc și asta. Hai că ai momente când ajunge acasă și văd ce am văzut azi pe stradă, ce am văzut azi la biserică. Există un paradox, domnul Dugungu, al covorului roșu. Eu așa l-am numit. Nu sunt foier, nu am pretenții, nu am velități din astea. Dar sunt niște trăiri și din suflet vă spun. Dom'le, puțini sunt ăia care întâlnă covorul roșu. Și foarte mulți care să înghesuie să calce pe el. Dar nu calcă pentru că sunt temi și că merită. Pur și simplu îl calcă în picioare. Deci covorul suferă, domnul Gungu. Vi se pare normal, domnul Gungu? Dumneavoastră ați fost capul militar. Sunt niște însemne militare pe care au voie să le poarte. Cine, domnul Gungu? Cine e capitan? Doar capitan. Aveați voie să puneți dumneavoastră alte trese decât ce grad ați avut? Vi se pare, uitați-vă la filmările de la 1 decembrie, uitați-vă la filmările cu moaștele Sfântului Dumitru, de la primăria, de la Comuna Mogoșoaia, din parohiile cele două, cine avea însemnul primarului pe cât, domnul Bongu? Oameni care n-au fost aleși primari în viața lor. Cu ce drept, domnul Bongu? Că suntem considerați habarniști, ca să nu spun pe românește? Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, domnule președinte. Eu aș vrea să vă spun noastră câteva vorbe despre lucrurile prin care am trecut zilele acestea și ce am aflat în cele două săptămâni de zile de când m-am hotărât să candidez la Comuna Mogoșoaia. Practic, mi s-au transmis prin persoane că nu știu în ce mă bag. Ce o însemna asta? Nu știu. Dar nu e frică. Vă
Vreau să vă spun următorul lucru. Domnul primar, care este acum și cei care au susținut la Consiliul Județean, inclusiv acest președinte al Consiliului Județean, nu-i problemă numai că nu vreau, nu știu, trebuie să-l cunosc ca să-l privesc în ochi. Oamenii știa, nu știu, eu nu știu ce au făcut în viața lor. Nu se poate ca un absolvent la școlii de poliție de la Câmpina, ajuns prin anumite căi, după ce a trebuit o școală la poliția locală, la județ, pus așa pe oarbe, nu pot să-mi dau seama cum a ajuns acest om să facă jocurile și să fie susținut de cei de la județ. Problema este următoarea și vă explic în câteva cuvinte domnul Tărăstoiu. În câteva cuvinte vă explic. Deci problema este așa. Aici a fost adus precum în 2024, după ce PSD-ul nu a mai fost la conducere. Acest precum... Pardon, 2004, scuzați-mă. În 2000, mă gândeam cum s-a întâmplat în 2005. Bun. Când s-a dat la votare. Deci, pe precup, cel care a fost primar timp de aproape 20 de ani, eu l-am cunoscut de câteva ori, așa, întâmplător. Pe taică-s-o, în schimb, îl știu de pe vremea veche, era în domeniul diplomatic, a fost și din America, și de fapt taică-s-o cu niște investitori americani, cu niște afaceriști români, un arhitect care este tatăl unei colege de-a fiului meu, Cernica, lui Alexandru, și care de la omul ăla am aflat niște lucruri despre Mogoșoaia, ce vor să facă ei aici, dar nu se gândeau la comuna Mogoșoaia, se gândeau la afacerile lor. Deci, încet, încet, ei vreau să acapareze și să monopolizeze această comună. Problema este că, precum bătrânul de supărare și de nerealizări, că au întâmpinat probleme cu cetățenii, procesele cu asta, a murit. Dumnezeu din asta. Rămânând fără sprijin, precum juniorul, de ce vă spun este sotul, nu mi-a spus nimeni, nu știu eu lucrurile. Vă spun ca să le știți așa. Să le știți și cei dacă o să județeam. Bun. Juniorul, rămânând fără sprijin și fără relații, atunci ce au stabilit? Haideți să punem pe altul locului, lui ne-am mai dat mandat și susținere, l-au obligat să se retragă din funcția de primar, chiar dacă a rămas în continuare, că primar, în momentul de față, este precum Covaci, doar face jocurile celor care sunt în cercurile de care vă spuneam mai devreme. Este adevărat. Și atunci, cei de la Consiliul Județean, cu cercurile de influență, cu ce se întâmplă în județul Ilfov, domnul doctor care candidează la Cernica, știe lucrurile și cunoaște bine treburile, au zis în felul următor. Dom'le, de ce să mai vină ăia care au stabilit? Haideți să punem noi mâna pe afacerea care a făcut-o ăsta de 20 de ani, pe el îl eliminăm, nici nu mai ținem în politică și nu mai ținem nicăieri, și îl punem pe... Covaci, pe păpușa asta, nu păpușa, pe păpușa asta, la primărie, ca să ne facem noi jocurile. Întâmplarea se face că bunul Dumnezeu, nu pot să-mi închipui, dacă acum 3 săptămâni nu mă gândeam să candidez la primărie. Bunul Dumnezeu m-a adus aici, sunt în fața dumneavoastră și îmi voi respecta promisiunile, dorințele și programul pe care îl face. Adică nu se poate ca în anii ăștia să-și bată joc de comună, de noi ca oameni, de dumneavoastră care sunteți din București sau din alte localități din Ilfov, să vedeți ce se întâmplă și să vedeți cum procedează acest oameni cu noi cetățenii. N-au ce să caut aici. Altfel am privit și am văzut democrația în 1989. Altfel ne-am dus fără nimic,
ca să ne luptăm și nu a strigat nimeni moarte Ceaușescu-să. Au toată lumea a strigat libertate. Libertate. Uitați-vă pe televizor să vedeți lucrul acesta. Și acum noi vrem libertate, nu vrem să vină alții care atunci, în 1989, coordonau și conduceau țara. Dumneavoastră, vă spun lucruri adevărate. Practic, am avut conflicte și contacte dure cu Rodina Rolabuța, cu activiștii de partid. Că, de fapt, ăia făceau mizerile oamenilor. Venea la mine specialist, inginer conducător, la soția mea sau la alți ingineri, așa, un activist care a fost strungar. Iar la strungar acolo, pe unul dintre ei l-a arătat de tractorii și a spus: du-te, dracu, de aici, mă. Nu-ți e rușine, voi ți-a îmbarcă, tu la strung acolo, n-ai dat decât revânduri, ai venit să ne înveți pe noi agricultură. Oamenii ăștia făceau, veneau acolo, dădeau comandă, făceau ce fac actualii oameni din administrație care nu au altă politică și au gând în cap decât să fure și să se îmbogățească. Oameni care nu vor un viitor al acestei națiuni, patrioți, oameni care vor dezvoltarea țării, oameni care să nu stea ghiocel cu capul plecat pentru că nu merităm așa ceva. Noi românii, noi România, suntem oameni de frunte și o țară de frunte. Dumnezeu să protejeze, să ocrotească România, să aibă grijă de noi. Prima dată și prima dată să spun saluna doamnelor și și distinșilor noștri invitați și le mulțumim pentru prezență. Nu sunt membru PSD. Mă aflu aici doar din convingere pentru un om. Un singur om nu a putut fi cumpărat și să-i dea votul pentru sectorul 0. Acest om a vrut 80 de proprietari, dreptul lor la proprietate, de numai strămoși. Să nu vină nimeni să-i facă preț la avutului, la dreptului de proprietate. Domnul invitat, vox public, vox dei. Vedeți unde s-a ajuns ca noi să ne dușmănim între noi, să nu ne mai dăm bună ziua? Pentru ce? Nu avem nimic de împărțit. Pentru taxe și impozite dorim respect. Dorim infrastructură. Viitorul comunii sunt copiii noștri, nu noi. Ce le oferim? Educație? De unde? Gândiți-vă că n-a evoluat Mogoșoara. Nu avem o grădiniță noi. Nu avem o școală noi. Nu avem viitor. Exemplu este un om care a stat drept și s-a bătut pentru noi. Trebuie să arătăm valoarea acestui om și dumneavoastră. Poftim? Domnul Pavel Aurel, un simplu consilier, care ne-a reprezentat pe toți. Indiferent, lăsați-mă că vin la fel, indiferent puterea exemplului, în acei proprietari nu erau toți pesetiști. Erau făcită doamne, dar a apărat dreptul de proprietate. Nu s-a vândut. De asta suntem acum aici. Și suntem alături de domnul Milică, cu sprijinul dumneavoastră și cu Rescu, să putem să facem ceva pentru copiii noștri. Vă mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, încă o dată mă uit în sală și sunt așa de fericit că sunteți alături de mine. Oameni de valoare din țara asta. Nu nominalizez că nu vreau să, dar să știți că fiecare dintre dumneavoastră aveți o valoare inestimabilă, așa cum vă cunosc surorile și frații mei, adevărați, prietenii mei. Sunteți patrioți.
că sunteți pentru țară, sunteți pentru popor, iubiți oamenii. Pentru asta vă respect și vă iubesc. Dacă îmi permiteți, chiar dacă durează puțin, aș vrea să vă prezint și familia mea. Soția mea, o posibilitate, o soluție, să le dăm și oamenilor
Din punct de vedere social, știu foarte multe familii care sunt nevoiașe și care nici nu mai au o posibilitate. Există o soluție și pentru ei. Ei, și scriu toate astea, am spus, am criticat, am scăpat, dar am dat să zice, de susțin. Aș dori să invit la microfon un vechi prieten al meu cu care am fost și ne-am luptat cu reprezentanții băncii mondiale. Suntem amândoi membri fondatori ai Asociației Fermierilor din România, iar inginer a lucrat la Academia de Științe Agricole. Când am fost în 1999, domnilor, nu vine să credeți, mi-aduc aminte, reprezentantul Băncii Mondiale pentru România, un cetățean care cel reprezenta pe el. De ce a venit aici? Pe el l-a repartizat, l-a trimis în România un prieten de la Banca Mondială, iar el era proprietar de 5.000 de oi în Australia. I s-a dat pe mână 20 de milioane de dolari la vremea aceea ca să dezvolte agricultura și să ne spună nouă ce trebuie să facem, dar de fapt el era cazat la Intercontinental, cheltuia undeva la 15-20 de mii de dolari pe lună pentru cei care aveau în jurul lui și secretul cel mare care a fost, pentru că am trecut prin lucrurile astea și le-am văzut. Tot timpul ne cereau nimic altceva decât proiecte. Dați-ne proiecte cum vreți să dezvoltați. Acele proiecte le luau, le monitorizau și nu s-au făcut niciodată. Știau unde să apese pe buton să nu se facă, să nu se dezvolte România. Mai am și alte exemple care, dacă mi le spun, vă doare sufletul. Îi dau voie domnului Cioroianu, Nelu Cioroianu, să spun câteva vorbe. Mulțumesc că știu pe Adrian Rădulescu și pe Milica Rădulescu, mă scuzați că am început cu Adrian, nu mai pun vremuri pe cap ce om. Pe Milica și pe Adrian îi cunosc de vreo 40 de ani. Ce pot să spun de mine? Inginer horticultor, inginer agronom, ne-am luptat, cum a spus eu, cu privatizările, cu băncile, cu, chiar și cu politica la început, cu legea arendării. Vă spun de Milică, eu sunt așa de entuziasmat că e propus la primăria Mucușoia. De ce? Acest om e foarte tenace. A realizat foarte multe la viața lui. E un om care nu se enervează, o să vedeți. Eu nu l-am văzut pe ăsta niciodată nervos. Pe cuvântul meu, eu are o chestie. Este un tip echilibrat. Are o familie frumoasă. Cunoști pe Gabiș și pe Vale și pe Ștefan, toți și pe Gabi, pe Vale și pe Gabi, scuzați. Așa că eu locuiesc în București, la Piața Chibrii, vă dați seama că sunt foarte aproape de Mogoșoaia și cunosc Mogoșoaia de 43 de ani. Eu sunt ordean trică și face pe București. Și cum a spus domnul președinte al PSD Mogoșoaia, foarte multe localități de lângă București s-au sărutat bine. Eu mi-aduc aminte cum eram cu peștolare în teleparte, cum erau tocăinii. Ce să mai zic de Tunar, chiar și Ștefănești, afumații. Și Mogoșoaia a rămas pe loc. Nu-mi vine să cred, are lacuri, are pădure, are oameni foarte buni, are infrastructură cât de cât și nu s-a dezvoltat. Nu înțeleg de ce, pentru că e lipit aproape de București și are oportunități, nu mai spun câte. Așa că părerea mea e subiectivă, dar nu mențin, zic că poate fi obiectivă dacă știu, zic că de dumneavoastră depinde votații pe Milică, că nu o să regretați. Dacă nu-l votați, nu știți ce pierdeți. Vă mulțumesc! Acum aș vrea ca să-i dau un răspuns fratelui Nelu Cioroianu.
Nu m-a cunoscut când eram nervos. Eu am făcut și vreo 9 ani de judo și am fost rău. Sincer. Și să știți un adevăr, care este și ca o glumă, pentru treaba asta, de ce nu mă enervez acum. În 2004 eram director general de Direcția Agricolă Info și am intrat în moara politică între Bebe Ivanovici și Filipescu, Dumnezeu să-l ierte. Și din discuția cu ei am făcut tensiune în 17:26. M-au luat cu salvarea, m-au dus la Colentina, mi-au făcut electrocardiogramă. Nu era medicul acolo să ne citească, m-au programat pentru a doua zi la ora 17. Și a doua zi când am venit acolo, doctorița, dumneavoastră sunteți numărul Brăzcu? Da, doamna doctor. Păi dumneavoastră trebuia să fiți mort după electrocardiogramă. Gata, doamna asistentă, vă rog, salvarea, mergem la ei, ia doar. Doamna, nu mă nicăie. Cum să nu merge? Doamna, cu cine este? Cu soția, să vină doamna. Vine soția acolo și spune, doamna, trebuie să urmăm de urgență la spital, pentru care tensiunea are așa. Doamna doctor, ce v-a spus? Că nu merge. Aia nu ridicați nici macaraua. Și revenim la treaba aceasta. N-am fost acolo, i-am explicat doamnei doctor. Doamne, eu am făcut biologie, știu și lucrez cu ființele mii. Dumneavoastră sunteți avantajată ca medic, pentru că omul vă spune ce dureri și ce probleme are. Medicul veterinar, avut de animalul că se trăpește pe jos, se umflă, se trage, ce face el acolo. În schimb, eu, ca horticultor, trebuie să mă uit la pomul ăla, să știu să-l tratez, să-l tai, să-l fac să producă și să fie sănătos. Cu mine nu vorbește planta aia, pomul ăla, dar eu știu meserie și dumneavoastră trebuie să-mi dați meditație, eu o respect și dacă dumneavoastră mi-ați dat meditație bună, îmi fac bine. Mergând, nu vă țin decât 15 secunde, mergând la un prieten medic, ceva frate, uite care treabă. Îmi permit să spun lucrul ăsta. Dacă vrei să fii sănătos cu problemele care le ai, cu medicamentele care le ai, trebuie să devii nesimțit. De aceea ne merg din 2004 am devenit nesimțit și nu mai crezi. Înainte de a încheia și a vă mulțumi pentru prezență și înrăbdarea care ne-ați ascultat, aș vrea să vin în completarea colegului nostru, Constantin Domnul Doru, care a spus că pentru mine a venit aici ca și unic. Vreau să-l asigur că eu m-am transformat într-un conductor de încredere între cetățenii comunei și candidatul nostru. Deci, în fel de girant, un girant al comunității, că domnul Milică, în viitoarea postură de primar al comunei Mogoșoaia, va face tot ce ne-am propus acolo și, în plus, și alte lucruri care le vom stabili ca strict necesare împreună cu dumneavoastră. Lucruri care, de amploarea celui de sector zero, ar fi trebuit făcute sau stabilite printr-un referendum. Că nu sunt lucruri simple. Nu știu dacă administrația actuală știe că în Comuna Mogoșoaia există un monument al eroilor. O ultimă intervenție acolo a fost făcută cu mulți ani în urmă de o conducere în ziua de azi puțin culită de unii, dar noi ne-am gândit la înaintașii noștri și am pus o placă acolo împreună cu domnul Mircea Bădincă, a fost consilier la vremea mea. Fiind în opoziție, noi la administrare am acceptat și a fost un lucru normal. Acum vreau să vă spun un lucru. Nimeni nu a dat o peche de sârmă pe acel lucru. Nu se mai cunoaște niciun nume pe acel monument istoric. Nu știm cu cine să ne mândrim, pentru că nu se mai poate citi. Din păcate, oamenii în vârstă care cunoșteau au mai decedat, cu regret spun asta, sunt bolnav și nu mai pot întreține acolo,
Dar ei nu văd de acel moment decât în momentul în care se duc și își pun tricolorul de gât, un semn al primarului folosit abuziv de altă persoană. Acei oameni au murit pentru ca ei, familiile lor și copiilor care astăzi în vârstă să capete cât un hectar de teren. Ca veteran de război, ca martir de război, și noi ce facem acum? Le luăm terenurile. Dacă e în regulă așa, votați să rămână la actuala conducere. Dacă tot ce v-am spus vi se pare un lucru normal, firesc și doriți ca aceste lucruri să nu se mai întâmple, ceea ce se întâmplă astăzi, votați alternativa noastră, Nidică Rădulescu, primar. Dumneavoastră, toți ceilalți, sunteți prietenii mei de multă vreme și ne știm. Vreau să mulțumesc la două persoane, trei și doamne, la două persoane care nu m-au cunoscut și au venit, a fost, cum se spune, dragoste la prima vedere. Domnul doctor Iasin, care e candidatul la ședința, și fratelui meu David din Israel, care l-am văzut, a venit târziu și dacă vrei să spui două vorbe, te aștept aici. Nu. Ia mi că nu vorbești. Da. Succes, ce mai bine. Mulțumesc mult de tot. Cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc mult de tot. Sper ca să luăm primăria și să facem socializări din asta pe diverse căi. Să vină Bio-România aici, în școli și în grădinițe. Domnul Cioceanu de la Bio-România, pentru viață sănătoasă. Domnul Vlad Gheorghe de la... Vorbesc de agricultură și de alimentația noastră. Domnul Vlad Gheorghe de la Vidra, președintele legumicultorilor. Și toți ceilalți prieteni mei din guvern, de la instituții, sora mea de la Ploiești. De fapt, e verișoara mea. M-a crescut când era mică, mai mare, cu 10 ani decât mine și m-a și bătut. Dau o spune. Dacă vă puteți intitui, m-a bătut că nu vreau să-mi taie bretelele, să-mi pună cura la pantalonii de velur. Cum se poate așa ceva? Și m-a bătut. Da. Mulțumesc mult de tot, vă doresc sărbători pascale fericite. Multă, multă sănătate și bucurii. Rugămintea la dumneavoastră ca nimeni să nu plece de aici, că avem câte o felicitare pentru dumneavoastră. Mulțumesc mult de tot!